Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescu, acuză actualii guvernanți pentru măsurile economice toxice pe care le-au luat în ultimii doi ani, care au generat scumpiri peste scumpiri. El avertizează că și în anul 2019 veniturile românilor vor avea din nou de suferit din cauza cursului de schimb al euro tot mai mare și a unui nou val de scumpiri. Dragnea Teodorovici sau Tăricianu se laudă că au crescut salariile și pensiile, singurele lucruri pe care ei cred că le-au realizat, însă le este rușine să compare creșterile de venituri cu adevăratele creșteri de prețuri, anunță deputatul Mihalescul. Astfel îi arată că actualii guvernanți evită să spună că facturile la utilități au crescut cu peste 25%, că prețurile la alimentele de bază, la fructe și legume aproape s-au dublat. Acesta este de fapt motivul pentru care liderilor coaliției este frică și rușine să mai meargă pe stradă ca să a ochii cu cetățenii. Sau faptul că au îndatorat țara excesiv și nu au reușit să construiască nimic. Nu au demarat niciun drum nou. 2500 de școli sunt în continuare pericole pentru elevi iar spitalele sunt locuri unde te îmbolnăvești, nu unde te tratezi. Ce au făcut ei în ultimii șase ani? Căci de atunci conduc țara pentru ca țara să se schimbe și să nu mai constatăm în fiecare an că au mai plecat încă 3-400 de mii de tineri din țară. Cum se face că economia duduie, dar alocația de stat pentru copii este tot 84 de lei, iar persoanele cu handicap capses bat în sărăcie lucie, s-a întrebat deputatul Dumitru Mihalescu. Parlamentarul liberal a arătat că Institutul Național de Statistică a prezentat o situație foarte precisă cu privire la evoluțiile anticipate pentru anul 2019, din care reiese că românii trebuie să se aștepte la creșteri consistente de prețuri și, mai grav, la o scădere a numărului de salariați din economie. Este ușor de estimat ce înseamnă o nouă creștere de prețuri pentru 5 milioane de pensionari, cărora li s-au înghețat pensiile până în luna septembrie, dar și pentru angajații din sectorul bugetar, care așteptau majorări de salarii de 25% de la 1 ianuarie, iar acum constată că acestea sunt de câteva zeci de lei net. Cei care muncesc în economia privată, angajați sau angajatori, nici nu știu cum mai rezistă, căci de 2 ani de zile sunt sugrumați cu impozite, taxe și tarife mai mari, fiind văzuți ca inamicul numărul 1 al țării, nu ca sectorul care susține România și aduce banii la bugetul pe care îl cheltuie Dragnea, a încheiat deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul. Ceava, Dumitru Mih